Ce face tata bibilița mea frumoasă? Deci fii atent aici, ce-ți spune tata. M-auzi, mă? Zi-mă, m-auzi? Da. Dar cum dacă eu vorbesc singur aici? Eu vorbesc singur, pițiriții, mițichiții. Vorbești singur, dacă vrei. Dar vezi că ce bază dacă vorbești singur. Mă, vezi, vezi să nu cumva să spar și telefonul ăsta, da? Am, ești mai mărișor. Să ai grijă de el, bine? Aha. Aha. Auzi că, aha. El deja mânca vaș gura voastră, deja de-a mare la giga care eu i-am. I-am luat cartelă, dar mi-a băgat numai 7 giga. Cât îl țin 7 giga? Ce ziceți voi după voi? Mă, fii atent aici, rânză brânză. Uleu, 73 motorină, 74 de fapt. Și așa scade prețul la motorină și mie... Tot 5, și... tot 5,1, tot 5,1. Dar unde te-ai uitat? Să vadă tata. Tot așa. Bravo, și te beau la pizza, așa e. Și îți mai verifici ăla. Și acasă, pițișca mea frumoasă, intri pe Bluetooth, îți faci legătura, nu, joască, văd eu, dar așa e, ursoaică, ca și tăți de acolo. Da, dacă uit. Păi lasă că zic eu la măta. Trebuie să-ți faci conexiunea prin Bluetooth. Uite. Așa. Nu, la aia nu mai zic nimic, că aia atât nervoasă. De ce e tot nervoasă? Că te-ai nervos pe tine, poate, că tot... Păi de ce să fie ea nervoasă pe mine, dacă mie nu mă întrebe? E scurt. O să nu zici asta, ce am zis. Nu, eu zic... Te nervoasă pe mine? Mă, dar fii atent aici. Ana, o vreau să te bată? Ha, și mă. Asta să nu zici la ea, ok? Dar ce-o fugi? Cu ce-o fugi după tine? Cu lemn. Păi de ce-o fugi cu lemnul după tine, mă? Ai vrut să mă bată, să mă omoară. Tu la ebeța, dar ce ai făcut? Păi dar n-am făcut nimic, că m-am certat un pic cu ea. A, păi, și pentru că te-ai, și-ai fugit? Ha, mă, dar ai fugit? Că nu te-o prins așa, nu te-o prins. Ai fugit? Oh. Ai fugit tare, tare? Mm-hmm. Bă, de capul meu. Și ai zis că ai găsit acolo la casa din Ungaria, un gândac? Da. Era mare gândacul. Nu, așa mic. Era mic? Da, uite, uite așa a fost. Și ce ai făcut cu el? L-am omorât. Tu la ebeța, cu ce l-ai loc? Cu ce, cu piciorul? Aha. Nu, cu papuc. Cu papucul i-ai dat? Da. Ura lui de gândac. Și albinuț era de aia care era stepungă. Să te umfli la coaie. Și-o vreau să te muște, să te împungă? Și mă-ta vreau să arunce apă pe ea, dar nu, nu pot să arunce. Păi e că e ursoaică, ce vrei? Vreau să arunce și apă... Și a zis că le facem și mai nasul. Ce le faceți? Bă... Le fac, că a zis că, că, a zis că, că să le facem și mai rău. Hai de capul meu, nu lasă. Atunci vin toți. Cine e toți? Noi. Toți albinile? Hamă. Da, cheamă armata de albini urât. Cheamă armata de albini? Hai de capul meu, știi. De-alea urât. De-alea urât e? Da. Tu, mama, liga lor de albini. Mă, dar a fost un chiuto acolo la tine? Nu. Ăla mare, mă. Da, dar când am fost la Ana acasă. A, când ai fost la Ana acasă, a fost. Și l-ai văzut? Da, a venit. Și ce ți-o zis? Mă, tu știi că el a putut să mă arunce acum. De ce nu a putut să te arunce? Că sunt mai mare. Ai, ai, că atunci te lua și te arunca pe acoperiș, pe copaci, până ele. Domnul meu, să mă, dialog. Nu mai poate să mă arunce. Păi nu, că acum ești mare și de aia nu mai poate să te arunce. Așa și atât a putut să mă ridice, n-ai ce să faci. N-ai ce să faci, că tot a putut să te ridice. N-ai, n-ai. Trebuie să fiu un om mare, că să mai poate să te ridice. Dar n-ai văzut cât e de mare, care 7 metri.
E mai mare ca ăla cu care te joci tu, bossul de pe joc. Nu. Că Batman își ia costumul și se face și mai înalt. Hai de capul. Cred că ăla e înalt ca... Dar ții minte când ce-o băga cu capul sub apă? Da, bine acum. Și țin minte. Și de ce ce-o băga cu capul sub apă? Ha, mă. Ce? De ce te-o băga cu capul sub apă? Nu mai știi. Ce ai făcut de ce-o băga cu capul? Era prea cald? Îți dai tu seama. Așa, acum când ai fost acolo în Ungaria, la casa ta din Ungaria, era cald, te-ai jucat cu furtunul cu apă? Da. Și cum? Și cum? Așa, ca și cum a plouat? Da, ca să tot, bine. Ca să plouat? Era cald. Era cald, cald, cald? Era foarte, foarte cald? Cred că vreo 40 de grade au fost. Du-te, mă, haide, capul meu și de zilele tale, mele. Nu. Ba da, cum să nu te cred, vai, de mine, Doamne ferișoapă, cum să zic nu te cred? Îți dai tu seama. Dar și vreo 37 de grade. Și vreo 37 de grade a fost, păi da, asta e. Și ți-o făcut măta mâncare acolo. Ha? Și știi unde am fost, am făcut grătar? Unde ai făcut grătar? Tot la mine acasă. La tine acolo, la casa ta din Ungaria? Da, am făcut grătar, dar am făcut la umbră. Ha, păi normal, că dar n-ai vrut să fac grătar la soare, clar că la umbră. Hai să-mi bat piciorul dacă nu mă mâncați la jurata. Mă, și unde e rulota în care ne culcam noi? Au luat ungurii. Bă, de ce au luat ungurii rulota, mă? Bă, dar tu știi că aia a fost, că aia nu mai nouă, e vechea. A, păi acum eu știu că nu e mai nouă, că e vechea. Acum, na, ce vrei să facem? Asta e. Asta e, că de asta trebuie să iei. Așa zici tu. Bă, de capul meu, mă. Bă, băiatule, și te-ai dormit în camera aia unde ai dormit tu cu tata? Ha? Ai dormit în camera aia în care dormeai cu tata? Unde? La casa ta din Ungaria, unde? Da. Da? Și o spăla măta hainile acolo? Spăla, normal că le-a spălat. Tu îți dai seama, mă, mâncava și gura voastră, băi, fraților. Da. Și de ce ai rămas la Ana? Ha, mă, ce ai făcut la Ana? De ce ai stat acolo, Ana? De ce n-ai mers cu măta în România? Ha, mă, ce-a făcut măta în România? Zi-mi și mie, ce-a făcut măta în România? Așa, lasă că știu că de-aia nu vreau să te iei. Dar de ce o mărzi în România? Ce-o făcut în România? Ha? Da, nu. Păi nu mai știi de ce o mărzi în România? A vrut să-l ducă pe Ionel înapoi în Serbia. A vrut să-l ducă pe Ionel înapoi în Serbia. Știi, asta m-a lăsat ea. Ioi, da, mă. Aia, da, mă. Dai tu seama, mâncava și gura voastră, nu ea știe ce combinație face pe acolo. Păi și ce vrea să vândă casa ta din Ungaria, mă, că am văzut că o pus de la ca să vândă casa din Ungaria. De ce vrea să-ți vândă casa? Ha, mă! Zi, mă, de ce vrea să-ți vândă casa? Cine? Mă, ta. Și... Dai tu seama, mă, copilă de 3 zile care te-a făcut măta vasului. Bă, dar vii? Bine, las de pace, că nu ne mai interesează clipurile astea. Auzi, mă, ții biții. Dacă ăsta vii cu tata de Crăciun în România, mă. Ha, mă. Bă, iar nu mă mai bagi în seamă. Nu poți să am liniște, să ce? Păi nu poți să ai liniște când ești cu mine, normal că... Cât te și bat, ții biții. Săptămâna viitoare ți-a dus și dat, mi-am uitat că am uitat încărcătorul, să-ți aducă data încărcătorul, l-am uitat acolo pe masă. Săptămâna viitoare ți-a dus și data și încărcătorul la telefon.
Până atunci. Uite, vezi că dacă mă fac un pos așa gigantic, o să mă duc pe acolo și poți să mă vezi. Pe unde poți să duci pe acolo? Pe acolo undeva. Pe acolo așa? Pe pădurea aia? Sunt un pos mare. Deci când ești un pos mare și atunci te vei de tata. Da. Este bela. Sau mă duc un pos acolo și poți să-l vezi de aici. Ok. Și când începi școala pițiliții? Nu știu ce dată suntem, nu știu ce dată suntem. Ba da, mă, stai, mă, suntem în 27 august, măriții. Ei, bă, cam uitați ce întreb, dar ai mâncat tort de ziua ta? Da. Și ai avut tort mare? Da. Și ce ți-a mai făcut mă ta de mâncare de ziua ta? Ha, mă, pipi. Ce? Ce ți-a făcut mă tati ziua ta de mâncare? Ce ți-a făcut mă tati de mâncare, mă, rițipiți? Iar nu vorbea și asta cu mine, mă, mâncați aș gura ta, mă, că mă nervează. Ce? Păi ce ți-a făcut mă ta de mâncare din ziua ta? Cât am? Nu mai știu. Acum că am venit în Germania, nu mai știu. Mă, că ai venit în Germania, nu mai știi. Bun. Bine, mă, da. Stai să te mai întreb ceva, dar fii atent aici să spui la tata. Bă, mă, iar nu vorbești asta cu mine să mor eu dacă... Dar tu nu vorbești cu tata, mă, că mă enervezi. Bă, bagă-n seamă, bă, mâncare. Nu mă bagă-n seamă, uite, așa făcea și înainte, mă. De-aia nu vreau să-i dau telefon, de-aia nu-i dă nici măsa telefon. Că nu mai mâncă, nu mai nimic. Când e cu telefonul mână, gata. Câți giga mai ai? Ia uite, bă, ieși afară de acolo și uite câți giga mai ai. Bă, vezi câți giga ai, uite-te acolo, vezi cât ai consumat din internet, vezi cât internet mai ai acum. I-am pus aplicația de la hotel ca să știe cât are. Cât ai, mă, acolo? Stai! Păi stau, nu vezi că stau. Hai că trebuie să stau. Da 5,1. Oi, înseamnă că nu consum mult giga. Că nu, că e pe jocuri. Cred că nu consum așa mult giga pe jocuri. A, dar pe ce ești, mă? Pe YouTube ești? Da. Mamă, trebuie să-i facă tata de la Facebook, îi fac la Bibile și eu frumos, la pițica mea frumos, îi face tata Facebook, îi face tata TikTok, îi face tata Instagram, Messenger, tot ce vrea mușchiului. Să ai, da, și eu. Pe Magazin Play și caci jocuri. Așa. Atunci ce? Atunci se duce. Păi atunci, da, atunci se duce internetul. Da, tu nu intra pe Magazin Play Biblic. Am mâncat la jura voastră. Bine că, uite, bă, ce ăștia cu coloniile lor de circ. Și atât pe acolo, mă. Așa că o să-l vedeți pe Bibi mai un pic pe Facebook, o să-l vedeți pe Instagram, o să-l vedeți pe YouTube. Mă, asta mai multe chestii o să facă pe YouTube ca mine. Așa că sper până la 18 ani să nu mai iau mai mult vreo 2-3 telefoane. Ce? Bă, fii atent aici, să nu-l spargi telefonul ăsta. Că nu-ți mai ia tata alt telefon, că ți-am luat până la vreo 4. Auzi, mă, râns, brânză. Da. N-auzi ce? N-am auzit.
am auzit, mai zi-o, tata. Deci dacă ai spart și telefonul ăsta, altul nu-ți mai iau. Știu. Așa, și începeau la pinții. Să ai grijă de el, că e nou nouț telefonul ăsta. Și să-ți mai încarce și măta telefonul, nu mai eu. Că ăsta am, nu știu până în ce dată la, că nu mai știu până în ce dată are. Dar oricum, ajunge el cu 5G. Cam e călare are pe el, nu mai las, nici să sufle telefonul ăla. Ăștia cu circul. Ăștia cu circul, mâncava așa. Așa că mâncava și gura voastră. O să vedem, trebuie să-i fac la Bibi mie o pagină de Facebook. E-mail are, nu vă zic e-mailul, la 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 la. Și nici parola nu vă zic, la 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 la. Și nici numărul, că după aia prea mult să-l sunați și fetițele să-l sune prea mult. Așa că nu vă dau numărul. Să nu dea numărul tău la nimeni, mai auzit? Numai, dar mă, vezi că ăsta cum să zic, dar sun pe tata, mă, că nu pot să mă sun. Am uitat să-i bag numărul în telefon. Stai că trebuie să-ți bagi tata numărul meu în telefon. Uite, iar-o pus blițul aici. Mamă, periculoși sunt ăștia cu blițurile lor, mă. Nu știi cum să iei bani de la oameni. În fine, asta e situația. Și asta e combinația. Trebuie să-ți bagi tata... Au zis că e tă nervoasă. Pe mine. Dar știu că mă tăt în jură. Bă, dar de ce tot e nervoasă măta pe mine, mă? Ha, mă, că am o chezic la măta. Să te zic? Că mi-ai zis? Mă, iar nu vorbeaște asta cu mine, mă. Bă, dar nu mai vorbești cu mine. Ce? Dar nu mai vorbești cu tata. Ce? Dar de ce tot e nervoasă măta pe tine? Ha, mă, pipiricric. Dar ce tot se aude așa? Da, ăla cu circul lui n-are frânghi și după aia dacă îl oprește să vezi că are verificare. Credeți că Gemaia nu o să face verificare, n-aș facă, o să nu se facă. Da, mâncava v-aș gura voastră. Ne-am te ducem pe Bibia Căsuță. Îl ducem pe Bibia Căsuță, mâncava v-aș gura voastră. Acum are telefon, nu mai vorbește cu mine, nu mă mai bagă. Nu mai nimic. Ce să mai vorbească cu mine? Ce să mă mai bage în seamă? Are rost? Vezi că știe că nu zice România că n-are pașaport. Pentru ficiorul s-o mă ceva, ei știu ce. Vă luat, am înțeles că o executat-o. Ce să fac cu ea? Nu le trebuie, lasă că am dat-o grămadă de bani și pe aia și pe aia și pe aia și pe tăte. Mamă, câți bani am, nici vreau să nu mai gândesc. Știți? Cam asta e situația. Așa că mâncava-și gura voastră, vă doresc o duminică frumoasă, o duminică plăcută, o pui mâncava-și gura voastră. Bă, da. Da 5,1. Da 5,1. E bun. Dar de ce e nervoasă măta pe tine, mă? Ha, mă, zi. Bă, lasă. Să-i zic acum că mi-ai zis. Nu! Îi zic dacă nu-mi zici de ce e nervoasă. N-a zis de ce e nervoasă. Lasă-o! Lasă că se nervează iarăși! Și dacă o se nervează, ce faci? Te bate? Da, și nu vreau. Nu știu, bă. Da. Iau ceva tu vezi de el. Tot ce spun. Ce zici? N-am auzit. Când e tu în casă, așa. Ies iarăși afară, dar mă aștept. Stai mă așa un pic, mă. Bine, vă pup mâncava și vă doresc o zi bună. Vă pup, ceau, fraților.